Este un proiect extrem de important. Am ținut foarte tare acest proiect. Consultăm cu reprezentanții firmei Polaris. Având un contract cu dumnealor, am văzut și în alte localități, că am zis că sunt 6 în România, și am zis că se poate și în Mangalia, pentru că Mangalia în primul rând este un oraș turistic. În Mangalia investiții majore nu au fost făcute până acum și era necesară asemenea investiție. Vreau să vă asigur din capul locului că bugetul primăriei Mangalia nu a fost implicat în proiectul acesta. Le aparține în totalitate, vorbim că avem un contract cu dumnealor și atunci le-am propus această idee, au fost de acord și le mulțumim. Vedeți că este mult mai, vorbim de civilizație, da? Curățenie, e un lucru foarte bun. Oricum, anul acesta vom, din cele 80 de ghene pe care le avem în Mangalia, vor finaliza de 40 până la sfârșitul verii, anul următor încă 20 și peste 2 ani de zile următoarele 20. Deci în maxim 2 ani de zile Mangalia nu va mai avea nicio ghenă descoperită. Toate ghenele vor fi îngropate, cele 80 de ghene pe care le Mangalia astăzi. Mangalia va fi un oraș curant. Va fi un oraș european. Credeți că acest sistem va încuraja pe locuitori să colecteze selectiv? Bineînțeles, de ce nu? Credeți că locuitorii și Mangalia nu sunt civilizați? Eu sunt convins, oamenii din Mangalia sunt civilizați, sunt oameni care au nevoie de asemenea investiții și vă spuneam că Mangalia în ultima perioadă investiții majore nu au fost făcute, vorbim de ultimii 20 de ani. De aceea când facem, pentru că mi-aduc aminte, poate ați văzut niște ghene, da, cu un gard de plasă și vopsite urât, niște ziduri, și acele ghene, să știți că au costat foarte mult, arată foarte urât. Și uitați-vă că până la urmă trebuie să investim pe termen lung, pe termen scurt nu se mai poate. Sunt convins că atunci când s-au făcut aceste cheltuieli, că nu le putem numi investiții, la vremea respectivă, acum câțiva ani buni, existau aceste soluții, nu? Existau, da. De când sunt aceste soluții? În lume, în Europa. În Europa de peste 10 ani. De peste 10 ani. Deci eu cred că cei care coordonau activitatea în primăria Mangalia la vremea respectivă puteau găsi această soluție, dar au ales o variantă scumpă și proastă. Este un sistem nou, modern, de colectare a deșeurilor municipale. Nu pot decât să-l felicit pe domnul primar. Este primul din Dobrogea și chiar din zona de sud-est a României, primul municipiu care folosește acest sistem de colectare. Sper să fie benefic, chiar este verificat de către noi și nu pot decât să-l felicit încă o dată. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc! Sunt avantaje. Oamenii fără casă nu au acces la ele, câinii fără stăpân la fel, evită orice împrăștierea deșeurilor municipale și ale celor reciclabile și avantaje de mediu. Nu poluează solul absolut deloc, ele sunt închise ermetic, nu au nevoie de branșare la utilități, curent electric, apă, canal și altele. Se pare o idee foarte bună și un semn de civilizație, știi. Credeți că pe viitor vom avea un oraș curat? Dacă vor înțelege și oamenii să respecte categoriile de gunoaie, atunci cred că da. Cum vi se pare pentru dumneavoastră ca și lucrător de salubrizare? O idee foarte bună. Da. Cetățenii trebuie educați întâi și după aia noi. Adică riscul să vă murdăriți mai mult decât trebuie nu mai există? Nu. Mizeria nu. Nici n-a fost nici înainte. Dar lumea nu e educată. Trebuie educată lumea întâi și după aia. Zi de zi vine din mașină, aruncă cu noi direct din mașină. Acum să nu înceapă să tragă, să le distrugă. Păcat de muncă. Ideea este foarte bună, că scăpăm în primul rând de țigănie, de toate gunoaiele care se aruncă pe zonă pe aici și în primul rând de câini, care tot timpul scormonesc, aruncă gunoaie pe jos, mai ales că avem o grămadă de copii în zona aici care ne afectează cel mai mult, nu? În primul rând, sănătate. Dumneavoastră, vor înțelege ideea să arunce unde trebuie? Asta e mai cale lungă până la civilizație. Ne educăm foarte greu. Trebuie să mergi un pic pe afară, să colinzi un pic pe afară, să vezi ideile de acolo, să vezi comportamentul lor de viață și atunci cred că cu pași mărunți poate o să ajungem și noi undeva la nivelul lor. Dar poate fi aceasta o cale de educare? Este un semnal de alarmă lucrul ăsta. Un semn de alarmă este. Pozitiv? Pozitiv. Numai că lumea trebuie să-l înțeleagă și trebuie să ne educăm în primul rând să alegem, da, coșul care este cu materialul respectiv. Adică dacă scrie plastic, alegem plastic. Dacă gunoi menajer, alegem gunoi menajer. Dar e greu. E greu. Mulțumim. Fiindcă
lumea știți cum e. Nu ține 7 bagaje cu gunoaie în casă. Ăla e plastic, ăla e cu noi menajer și restul e sticlă. Pune totul gămadă, care gol sau care îl întâlnește primul și îl aruncă. Și atunci iar apare problema asta că na, trebuie să plătim alți oameni ca să sorteze gunoiul după aia. Apar alte cheltuieli. Hai, mă, nu-i bună.